Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară din România, domnul Eugen Tomac. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Dacă nu greșesc, acum un ceas ați aterizat pe aeroportul din Chișinău, da? Așa este. Și ați venit pentru că mâine are loc lansarea campaniei domnului Codreanu. Din partea Partidului Unității Naționale, din partea Partidului domnului Băsescu, da? Domnul Tomac, iată dumneavoastră, domnul Traian Băsescu, liderul formațiunii pe care o conduceți și dumneavoastră, domnul Șalaru și ceilalți membri ai echipei dumneavoastră, la ce v-ați gândit atunci când ați decis să-l înaintați pe domnul Constantin Codreanu la funcția de primar al Capitalei, în contextul în care pe segmentul unionist de la Chișinău deja este cineva, eu mă refer la domnul Valeriu Munteanu, un segment, apropo, în capitală, mărișor, dar nu suficient pentru a ajunge în turul 2. Știți vorba aia, unioniștii ar trebui să unească, nu se dezbine. De ce, domnule Tomac, ați mers la pasul ăsta? Aș începe prin a vă contrazice ușor, pentru că a spune că electoratul din Chișinău este străin de tematica pe care o promovăm noi, este un concept greșit din punctul meu de vedere, dintr-un motiv foarte simplu. În primul rând, eu mi-aduc aminte că în urmă cu mai bine de 10 ani, când tânărul de atunci, Chirtoacă, a câștigat primăria municipiului Chișinău, pe clipul lui electoral, pe coloana sonoră, se auzeau versurile imnului național al României. Deci, nu cred că cetățenii municipiului Chișinău nu știau că votează atunci un om care are convingeri pro-românești foarte puternice. Deci, nu poate nimeni evalua care este procentul real al celor care susțin cauza în care noi credem. Deci, aici vă dau un argument care lovește orice speculație. Dar, dincolo de obiectivul politic pe care partidul recent creat, PUNU, și l-a asumat foarte clar prin vocea președintelui Traian Băsescu, rămâne în joc un obiectiv politic foarte important pe care noi vrem să-l jucăm cu onestitate, dar cu toată forța, într-un motiv foarte simplu, pentru că credem că în Republica Moldova lucrurile încă nu au fost tranșate foarte ferm în ceea ce privește orientarea pe care trebuie să urmeze Republica Moldova. Aici se bat două curente foarte puternice cap în cap. Unii care îl au lider de steag pe Dodon, care spune că Moscova și Federația Rusă sunt soluția pentru viitorul Republicii Moldova, dar nu are nimic de pus pe masă din acest obiectiv politic pe care îl promovează, decât să speculeze pe baza nostalgiilor sovietice care există puternic ancorate în Republica Moldova. Și al doilea culoar care se întrece în a prezenta o realitate deformată este cel al liderilor politici care spun că viitorul luminos al Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Eu, ca european convins, știu că acest obiectiv, care sună foarte frumos, care poate fi ușor ambalat, ușor prezentat, pentru că Uniunea Europeană asta înseamnă și o simt pe propria piele, locuind în România de 20 de ani, bunăstare. Dar drumul ăsta al Golgotei europene este atât de dificil și atât de lung, încât nimeni nu vede lumința din capătul tunelului. Și atunci noi venim și spunem că există o soluție politică care poate aduce bani mai mulți la oameni, infrastructură mai bună, o justiție mult mai independentă și mult mai performantă decât cea care există în Republica Moldova, parchete mult mai eficiente, uitându-se spre România. Nu spun că peste noapte toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să devină unioniști sau să stea cu steagul tricolor în fața porții.
Există un segment și noi le știm foarte bine în Republica Moldova, celor care nimeni nu-i va convinge niciodată că sunt altceva decât români. În același timp ne gândim la milioane de cetățeni ai Republicii Moldova care nu au nicio perspectivă. Nu au nicio perspectivă politică aici. Și venim cu această formulă în care spunem, oameni buni, există o opțiune politică clară, unirea cu România. Și aia se poate face prin câțiva pași concreți. De altfel, îmi pare rău că la Chișinău oamenii politici dornici să țină dezbaterea pe această temă într-un unghi și nu au curajul să o abordeze foarte pragmatic, aplicat, cu chestiuni cât mai practice prezentate pe tabla de șah, fug de această temă și o duc într-un colț, în condițiile în care în urmă câteva săptămâni la București s-a întâmplat un lucru a spune extraordinar pentru Republica Moldova. Când în unanimitate un parlament de 400 și ceva de parlamentari aproape în unanimitate, UDMR a zis nu. S-au obținut, nu au votat împotrivă. Mă refer la partidele românești, dacă vreți. Toate partidele românești din Parlamentul României, cu excepția celor 30 de parlamentari UDMR, au votat o declarație prin care statul român își asumă clar, ferm și fără ezitare că dacă Republica Moldova, respectiv Parlamentul de la Chișinău, va dori vreodată să adopte o declarație similară prin care își exprimă deschiderea pentru unificare cu România, statul român este pregătit să facă acest pas. Este un lucru care pune o nouă temelie în relația bilaterală cu Republica Moldova. Era prezent în sală, apropo? A fost prezent în sală, am lucrat la documentul respectiv pentru că el a prins puncte de vedere de la toate partidele politice reprezentate în Parlament, am ținut și un discurs în plenul Parlamentului. Deci, cred vă întreb că... pentru că voiam să văd punctul dumneavoastră de vedere despre discursul domnului Candu. Eu voiam să vă întreb mai jos, dar dacă ați pomenit deja la prima întrebare despre asta, cum v-a părut discursul domnului Candu din Parlamentul de la București? Cred că a fost un discurs adaptat realității politice de la Chișinău. N-a fost niciun discurs în care să nege elementele cheie care țin de identitatea populației majoritare a Republicii Moldova, deși știm că inclusiv în sânul PD-ului există oameni care spun suntem moldoveni și punctul, chiar dacă științific vorbim limba română și așa mai departe, cred că a avut un discurs pentru publicul de la Chișinău mai mult decât pentru ce voiau să audă parlamentarii români sau cetățenii români într-o zi în care 20 și ceva de milioane de cetățeni ai României în mod oficial sărbau drept zi națională, ziua Unirii Basarabiei cu România. Nu e un lucru de aici de acolo, pentru că 3200 de primării din România au organizat evenimente festive în cinstea Republicii Moldova. Nu prea se întâmplă des acest lucru și n-am reușit să ne ridicăm la nivelul și la înălțimea acestui moment, dar eu sunt convins că cu pași bine gândiți, fără a brusca lucrurile, lucrurile vor evolua în această direcție pentru că nu pot altfel să se miște. Domn Tomac, dumneavoastră răspunde însă la toate întrebările care eu le-am în scenariu, fără să fi văzut dumneavoastră scenariu și fără eu să fie adresat aceste întrebări. Haideți să o luăm încetișor. Domnul Codreanu, de ce s-a implicat peste domnul Valeriu Munteanu, că ați pomenit la început despre domnul Dorin Chirtoacă, că în 2007 a mers segmentul unionist, a câștigat, fundal fiind din României. Domnul Valeriu Munteanu are exact același discurs. Nu, domnul Valeriu Munteanu este o soluție care vrea să salveze ce se mai poate salva din partidul în care face parte. Și aici vreau să fiu foarte clar. Nu poate transfera din credibilitatea puternică pe care o are Dorin Chirtoacă, pe care îl respect foarte mult. Și cred că este un om... prieten, dacă nu greșesc. Ne cunoaștem de peste 20 de ani și l-am susținut necondiționat în toate bătăliile politice în care a fost. Nu poate să-i transfere domnului Munteanu din credibilitate pentru că sunt două firi diferite ca politicieni. El și-a asumat un rol, domnul Munteanu, de a duce steagul
partidului mai departe și eu cred că până la sfârșitul campaniei chestiunile acestea trebuie discutate matur în interesul Chișinăului. Și deci sunt convins dumneavoastră că sugerați că Valeriu Munteanu a trebuit să se retragă în favoarea domnului Codrean? Nu am spus că trebuie să se retragă. Am spus că la un moment dat, în timpul campaniei, pentru binele Chișinăului și pentru a evita un dezastru, partidele politice vor trebui să analizeze foarte bine ce e mai bine pentru Republica Moldova și respectiv pentru Chișinău. Asta este opinia mea. Nu fac parte din PUN, sunt un susținător necondiționat al candidatului nostru, domnul deputat Constantin Codreanu, pe care îl cunosc foarte bine de foarte mult timp. L-am și încurajat să intre în politică și mă bucur că a făcut-o. Cred că Republica Moldova are nevoie de o garnitură nouă de politicieni tineri și el face parte din nou val al politicienilor tineri. Dar în momentul de față, eu din câte știu, s-a încercat o discuție între mai multe partide pe această temă. Oameni buni, vin alegerile anticipate la Chișinău, care este soluția? Ca întotdeauna am întâlnit foarte mult fariseism la Chișinău. În viața politică, el există peste tot. Dar la Chișinău, parcă mai mult ca niciodată, pentru că mai mulți politicieni au refuzat un dialog direct cu președintele Traian Băsescu, tocmai pentru a stabili o strategie comună, atât cât putem noi oferi un suport pe această linie, motiv pentru care atunci când discutăm de viața politică și de decizii politice, pentru că ne-am asumat să susținem un proiect politic nou, am luat și decizia curajoasă de a intra în scenă cu un candidat care cred cu toată tăria că este foarte, foarte bun și mult mai bun decât ceilalți. Haideți să facem câteva clipe de publicitate gratuită. Cine este domnul Constantin Codreanu? Constantin Codreanu este un tânăr de excepție din Republica Moldova, un tânăr care vorbește fluent câteva limbi străine, un tânăr care cunoaște foarte bine arhitectura instituțională din Republica Moldova, a lucrat și în presă, și aici, și în România. După ce și-a încheiat studiile aici, a plecat la București, acolo unde ne-am și întâlnit, și-a continuat studiile postuniversitare acolo și a revenit în Republica Moldova, deși financiar o ducea mult mai bine la București, tocmai pentru că a vrut să se implice puternic în viața civică de aici, promovând acest obiectiv în care eu cred și cred foarte mulți tineri din generația noastră, de unire a Republicii Moldova cu România. Eu așa l-am reîntâlnit acum câțiva ani de zile, când organizau diferite evenimente prin care încercau să tragă atenția că este vital să nu rămână într-o zonă marginală această temă legată de unire. L-am invitat să se implice în viața politică, a candidat în 2016 pentru mandat de deputat pentru a-i reprezenta pe cetățenii români din Republica Moldova în Parlamentul României și a obținut un scor de 60%. Nu sunt foarte mulți politicieni în Republica Moldova care se pot lăuda cu asemenea performanțe. În Parlamentul României a reușit un lucru pe care mulți politicieni cu 4-5 mandate în spate nu reușesc. În primul rând, este printre puținei lideri din opoziție, politicieni din opoziție, care conduce o comisie parlamentară. Este președintele Comisiei Comunităților Români din afara granițelor României. O comisie unde este respectat de toate partidele. De punctele lui de vedere, întotdeauna s-a ținut cont. Este un om foarte activ, zi de zi încerca să soluționeze probleme care trenau de peste 10 ani de zile și a reușit pe multe dintre ele să le deblocheze. Au fost multe scandaluri în Republica Moldova cu copii minori care s-au trezit peste noapte că nu mai sunt cetățeni români. E o problemă pe care Codreanu a luat-o în brațe, a stat pe capul guvernului, a rezolvat-o. Nimeni n-a reușit să facă lucrurile astea până la el. A reușit să se impună în viața politică românească și cred că e un prilej foarte bun de a demonstra ce poate și aici în Republica Moldova. Iar faptul că a avut curaj să spună îmi asum, mă întorc la Chișinău, intrăm în campanie, ne batem cu toată forța și dacă
locuitorii municipiului Chișinău vor ajunge la concluzia că merită să-mi acorde încrederea, rămân la Chișinău și începem să construim împreună. Și mai are un mare avantaj Codreanu în această competiție, pe care nu l-au ceilalți contracandidați. Experiența uriașă a unui om care vrea să-și o pună în slujba Republicii Moldova și în mod special a Chișinăului, fostul primar general al municipiului București, domnul președinte Băsescu. Mulți primari din România ar vrea să aibă în preajmă un om cu asemenea experiență care, atunci când ai dificultăți în a gestiona probleme administrative, să te poți consulta și să iei decizii bune. Deci, Constantin Codreanu cred că este de departe o soluție onestă, credibilă și perfect adaptată așteptărilor pe care le-au cetățenii municipiului Chișinău. De ce? Pentru că aici știm foarte bine se bat mai multe tabere. Pe de o parte, socialiștii care încearcă să reinventeze apa caldă spunând că tot ce este rău în Republica Moldova este din cauza unor oameni care nu au fost în stare să ia decizii bune și, vezi, Doamne, unioniștii pro-europeni sunt marele dezastru. Avem o guvernare care s-a creat în baza unei majorități tranșată altfel decât democratic, prin înțelegeri politice mai mult sau mai puțin transparente. Sigur, o opoziție antiguvernamentală și pro-europeană care de multe ori și-a atins limitele neputinței și nu poate justifica de ce nu poate trece peste un prag, deși este foarte aproape de el. Eu m-aș fi așteptat, de exemplu, ca doamna Maia Sandu să candideze. Era împreună cu Andrei Năstase? Nu. Să candideze la primărie susținută de un pol politic mult mai mare. Uitați-vă, domnul Năstase nu reușește să-i adune pe toți în jurul său. Și Maia Sandu ar fi reușit? În mod sigur. Și dacă Maia Sandu ar fi candidat? Ar fi existat o revanșă credibilă față de alegerile prezidențiale pe care cred și acum că le-a pierdut pe nedrept și nu a avut suficientă forță pentru a-și duce bătălia până la capăt. Dar dacă Maia Sandu candida, în mod clar, cred că îl bătea pe candidatul socialist din primul tur. Da, Codreanu ar fi candidat dacă mergea Maia Sandu. Noi am luat această decizie în cazul în care domnia sa și anunță. Noi am luat. A fost o discuție pe acest subiect. Dacă Maia Sandu intră în bătălie, purtăm o discuție și dacă dorește, o susținem. Asta e știrea, că știu că sunteți dumneavoastră jurnalist de profesie. Da. Domnul Tomac, dar dacă în turul 2, pe lângă Ion Ceban, căci la noi stânga e mai stabilă decât în stabilitatea, ajunge Silvia Radu sau Andrei Năstase? Și deci nici Munteanu, nici Codreanu, va fi vina cui? Aici e o chestiune care ține de evoluția politică. Deci, eu nu cred că doamna Silvia Radu intră în turul 2, în primul rând. Nu cred. Deci sau Năstase, sau Codreanu, sau Munteanu. Eu cred că cetățenii municipiului Chișinău vor da un vot pentru a scrie istorie pentru Republica Moldova. Iar votul ăsta trebuie să-l dea pentru Constantin Codreanu. Altfel, altă șansă nu există, din punctul meu de vedere. Dar ce nu vă place dumneavoastră, domnul Andrei Năstase? Nu, Andrei Năstase cred că este un politician care a făcut mari progrese. Dar uitați-vă că inclusiv modul prin care a încercat să-și impună candidatura a trezit foarte multă nemulțumire, în primul rând, în rândul propriilor susținători. Și aici mă refer la PAS și PLDM. Nu au fost foarte entuziasmați. Mult mai târziu au venit cu mesaje de solidaritate din asta cu dinții strânși, știți? Când intri într-o bătălie cu asemenea miză, trebuie să simți că partidele care declară susținerea totală, îți sunt aproape. Și el simte chestiunea asta. Jocurile politice la Chișinău sunt fleacuri pe lângă jocurile politice de la București. Asta nu e un joc politic, totuși? Nu este un joc politic. Este o încercare de a-și lua revanșa față de lucruri pe care l-a făcut acum ceva timp, atunci când a avut decența și s-a retras în favoarea Maia Sandu, pentru că nu reușea să obțină un consens politic pentru a ieși exact așa cum se iese într-o bătălie cu asemenea miză. El a încercat să fure startul, a obținut un suport
Repet, așa se vede dintr-o parte și de la Chișinău și de la Bruxelles și de oriunde vreți dumneavoastră, că nu are tot suportul celor care mimează că îl susțin. Și chestiunea asta se întâmplă. Plus că mai există ceva important. Dincolo de aceste bătălii politice care există peste tot, împotriva lui Plahotniuc, împotriva lui Dodon, trebuie să simți dacă ai forța să duci mai departe în spate această bătălie. Ori acum apa încă fierbe, nu s-au așezat lucrurile și mă și amuză că văd tot felul de oameni pe care îi știu de foarte mult timp, vin cu teorii prin care inventează. Vai, proiectul ăsta lui Traian Băsescu are legături cu Plahotniuc. Toți cei care insistă pe această temă sunt oameni care pur și simplu și-au pierdut busola. Să-l vezi pe Traian Băsescu stând să negocieze cu Plahotniuc este o chestiune care sfidează pur și simplu imaginarul. Dar care e problema să negociezi cu Plahotniuc? Nu. N-am spus că... Tot și omul ăsta conduce cel mai mare partid din țară. Nu. Dar agresivitatea asta de a crea zvonuri pe care le repeți obsesiv în ideea de a pune în dificultate un proiect politic este extrem de toxică. Pentru că Traian Băsescu nu are nevoie de alianțe cu nimeni. Președintele Traian Băsescu este un om politic care și-a atins toate obiectivele politice și acum încearcă să-și canalizeze parte din energie să ajute Republica Moldova. Și eu vă mai spun ceva, în premieră. Partidul Unității Naționale poate nu s-ar fi creat dacă alte partide pretins pro-românești l-ar fi invitat pe președinte să îi susțină în procesul de consolidare politică sau de a consolida acest mesaj pe care noi îl promovăm cu foarte multă convingere și credibilitate în România. Partidul ăsta poate nu s-ar fi creat, dar pentru că singurii politicieni de la Chișinău care au văzut o oportunitate au fost domnul Șalaru cu doamna Guțu și au făcut această invitație, președintele a acceptat-o și așa s-a născut acest proiect. Și insist pe această chestiune. Oricine vine este un om care nu are nici discernământ politic și din dorința de a arunca cu noroi încearcă să inventeze această chestiune. Nici eu, nici Codreanu, nici domnul președinte Băsescu s-a întâlnit, nu a discutat niciodată nici cu Plahotniuc, nici cu altcineva din Partidul Democrat. Nu că am respins această idee, ci pur și simplu ea nu a existat. Domnul Tomaca, tot ați vorbit pe domnul Șalaru. Dumneavoastră, nu știu, sau ați citit, sau ați văzut, poate. Dorin Chirtoacă a afirmat vinerea trecută la postul televiziunii TV8 că Traian Băsescu, într-o discuție cu el, ar fi afirmat că n-are încredere în Șalaru și urmează în curând sau dea deoparte din cadrul acestui proiect politic. Nu în zadar, domnul Șalaru, potrivit domnului Chirtoacă, ar fi fost lăsat în spatele camerei de luat vedere la ultimul eveniment. Ceva nu e ok la voi acolo? Nu, e o speculație care nu are pic de adevăr. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că domnul președinte Traian Băsescu este președintele de onoare al Partidului Unității Naționale, nu este președintele în acte pentru că Dodon a emis acel decret prin care a anulat cetățenia, dar în sânul partidului nu există niciun fel de probleme de orice natură. Iar această chestiune o pun pe seama unei mici răutăți care nu și-avea rostul din partea domnului Chirtoacă. Deci lucrurile nici pe departe nu sunt adevărate. Revenim și vă spun de ce. La lansare, lucrurile au fost foarte simple. Președintele a dorit să fie în preajma domniei sale tânăra generație, cum îi spune, de politicieni pe care îi formează și acelor tineri de la Mișcarea Unionistă care și-au declarat susținerea pentru candidatul în care cred, pentru că ei sunt o echipă. Și Codreanu a intrat în pun știind foarte bine exact care sunt datele acestui proiect politic și cu cine pleacă la drum. Deci a încercat acum să arunci un soi de neîncredere, este o copilărie din punctul meu de vedere.
Dorin Chirtoacă, după ce a trecut prin câte a trecut copilărie, pe vadă de copilăriță? Nu, deci, repet, nu cred că a existat o asemenea discuție. Bun, pe ce se bazează Dorin făcând asemenea afirmații? Și eu înțeleg că ei au fost colegi, că au existat foarte multe lucruri care s-au discutat sau dezbătut acolo, dar eu cred că oamenii politici trebuie la un moment dat să lase la o parte chestiunile care îi despart dacă vor să se pună în slujba binelui comun pentru comunitate. Altfel este foarte ușor să spui despre oricine orice. Și din speculații nu poți să trăiești în politică. Trebuie să existe o linie foarte clară pe care o duci mai departe atunci când crezi cu toată convingerea că slujești un ideal. Așa cum cred eu, de exemplu, că Dorin Chirtoacă este nevinovat. Cred. Este convingerea mea. Cunoscând bine viața politică din Republica Moldova, așa cum nu cred că are vreun sâmbur de adevăr ceea ce dumneavoastră a citat mai devreme. Mai devreme, eu aud pentru prima dată o asemenea afirmație. O mică precizare ce ține doamna Maia Sandu. Maia Sandu, spuneți dumneavoastră, trebuia să vină acum să candideze la primărie pentru a-și lua revanșa în fața propriei sale persoane, pentru că a pierdut prezidențiale. Nu trebuia din contra... Un om politic, știți, uitați-vă, nu vreau să repet la nesfârșit, dar asta e realitatea. Un om politic care își respectă electoratul și vrea să-l convingă tot timpul că este dispus să se sacrifice pentru el, să se bată pentru obiectivele în care crede, face ceea ce trebuie atunci când viața te impune. Iar eu cred că acum era momentul cel mai potrivit să-și ia revanșa, pentru că și Chirac și mulți alții și Sarkozy, întâi, înainte de a ajunge șef de stat, au fost primari. Președintele Băsescu de două ori a câștigat primăria municipiului București, deci primar de capitală. Cred că mult mai mult ar fi empatizat electoratul în jurul domniei sale decât în jurul lui Andrei Năstase. Năstase și-a sacrificat tot ratingul după Păi ce a susținut-o pe doamna Maia Sandu, plecând din curs? Nu, el a făcut ceea ce face un politician responsabil în fața unei bătălii atât de grele. Asta este părerea mea. Repet, a făcut progrese foarte... Și acum nu era rândul Maia Sandu să facă așa? Nu, în viața politică iei deciziile care îți aduc succesul garantat, calculând pașii foarte bine. Așa, ambiții, obiective politice... orgolii politice întâlnim la tot pasul. Oameni care să aibă o viziune și o atitudine de stat, greu găsim. Și în Republica Moldova și în România. Acum momentul este extrem de delicat și eu sunt convins că această campanie electorală, care va fi scurtă și extrem de zbuciumată, va oferi multe surprize. Maia Sandu și Andrei Năstase sunt simbolul pro-europeanismului în Moldova sau doar Maia Sandu este acest simbol, în opinia dumneavoastră? Nu, cred că sunt doi oameni politici care au făcut performanță, dar și-au atins un anumit prag peste care nu pot trece. În condițiile în care în Republica Moldova majoritatea populației este conștientă că drumul european este drumul câștigător. Drumul european, spun foarte clar. Numai că el nu poate fi atins, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că la Bruxelles, când se uită spre estul Europei în zona asta, văd o frontieră pe Prut și nu au de gând să o treacă, pentru că prioritățile Bruxellesului sunt Balcanii de Vest și acolo s-au canalizat toate energiile. Plus, criza emigranților și așa mai departe. Sunt multe probleme interne în Europa, deci nu am putut fructifica situații în care, repet, la Bruxelles, Republica Moldova avea un aliat care îi putea convinge pe toți liderii europeni de perspectiva europeană a Republicii Moldova. Acum nu-l mai au. Gândiți-vă că din 2007 până în decembrie 2014 n-a existat Consiliul European, reuniunea aceea a șefilor de stat și de guvern din UE, unde pe agendă fiecare stat vine cu niște teme.
Știți că de fiecare dată România, pe lângă chestiuni ce țin de atragere de fonduri, de politici de energie, de politici de securitate și așa mai departe, întotdeauna a figurat situația din Republica Moldova. Sublinez, situația din Republica Moldova. Conflictul transnistrean, datoriile, bani pentru infrastructură, o perspectivă solidă. Deci toate eforturile astea România le-a făcut toată convingerea, pentru că președintele chiar crede în acest proiect de a susține Republica Moldova să iasă din zona gri în care se află. Până ieșindu-ne din această zonă gri, domnule Tomac, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. De acord? Cu multă plăcere. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Tomac, dar ce trebuie să se întâmple ca să retragă domnul Codreanu din cursa electorală pentru șefia capitalei? În politică orice este posibil. Astea sunt chestiuni pe care le va decide domnul Codreanu împreună cu partidul, dar eu cred cu toată forța. Și știți, am așa o chestiune de satisfacție personală, dacă vreți, atunci când mă întâlnesc pe străzile Chișinăului sau în toată Republica Moldova cu oameni care îmi spun vă mulțumim pentru că ați făcut ceea ce ați promis, pentru că eu sunt cel care a promovat legea de modificare a cetățeniei române cu sprijinul președintelui Băsescu, bineînțeles că fără suport politic și autoritatea domniei sale nu puteam face asta, dar am satisfacția asta pentru că după ce am modificat legea în Republica Moldova aproape 800.000 de cetățeni, inclusiv locuitorii ai Chișinăului, au devenit cetățenii români, respectiv cetățenii europeni. De asta cred că oamenii trebuie să gândească bine cum votează pe 20 mai și cred cu toată tăria că domnul Codreanu, făcând o campanie bună, pentru că suntem conștienți în comparație cu ceilalți candidați, nu este cea mai cunoscută persoană, însă este cea mai potrivită la ora actuală. Nu a făcut parte din jocul politic de la Chișinău. Oamenii vor un om nou, un om integru, un om care n-a furat, un om care nu poate fi acuzat de chestiuni inventate, scoase de sub masă și așa mai departe. Un bun profesionist, un om dispus să muncească zi de zi și să atragă foarte multe investiții pentru primărie. Deci eu cred că la ora actuală, așa cum îl știu eu pe Constantin Codreanu, este de departe cel mai potrivit candidat și capabil în turul 2 să-l facă praf pe candidatul lui Dodon, pe Ceban. Aveți vreun îndemn sau sugestie, nu știu, pentru domnul Valeriu Munteanu? Da, e un om, repet, care are foarte multe calități de bun creștin, fiind acum după Paști, să evalueze bine cum este mai potrivit pentru un om politic să acționeze atunci când nu ține cont de ce îi recomandă șeful partidului sau alți semeni, ci ceea ce simte că trebuie să facă pentru ca voturile să nu se risipească. Pentru că o candidatură din orgoliu nu ajută foarte mult o comunitate. Și cred că la un moment dat va trebui să-și facă această evaluare. Deci nu am lucruri pe care să le reproșez, însă sunt conștient că nu este candidatul potrivit care poate prelua din creditul pe care l-are Dorin Chirtoacă în Chișinău să-l ducă mai departe. Eu am fost candidat. Știu ce înseamnă să se facă transfer de la un om cu autoritate puternică și când am candidat prima dată în Republica Moldova, unde mă știau doar câțiva prieteni, dar pentru că veneam din partea partidului condus de care îl susținea pe președintele Băsescu, am obținut aproape 50%. Nu a fost suficient să intru în Parlament. În schimb, mi-am luat rolul în serios. Din 2008 până în 2012 mi-am făcut treaba în Republica Moldova și am luat 83%.
din voturile electorilor români din Republica Moldova. Deci știu ce înseamnă să poți prelua parte din creditul pe care ți-l acordă cei care te susțin și se bucură de mare popularitate. Nu cred că domnul Muntean este persoana cea mai potrivită să poată trage după sine capitalul electoral, de exemplu, pe care l-are Dorin Chertoacă și sunt convins că e un electorat destul de inteligent și care știe foarte bine care îi sunt limitele. Deci, din punctul ăsta de vedere, el trebuie să-și facă o analiză, nu partidul, nu colegii, nu altcineva. Și atunci, de ce nu candidează domnul Dorin Chertoacă, credeți dumneavoastră, dacă are așa un capital politic? O să fiu foarte sincer, nu am discutat cu Dorin chestiunile astea care țin de deciziile pe care le-a luat. Eu îl respect, este un om la care țin foarte mult, chiar dacă politic facem parte din două grupuri distincte la ora actuală, dar eu îndemn speranța că la un moment dat lucrurile se vor regla pe această chestiune dacă vrem să ducem mai departe obiective dincolo de lozinci. Sper că nu aveți același îndemn care l-ați avut pe domnul Munteanu și către domnul Năstase, nu? Sau și pentru domnul Năstase? În ce el sens? Se retragă din curs. Nu, nu cred că Andrei Năstase va face asta. Și nu asta este recomandarea noastră. Deci e o chestiune care ține de obiectivele lor și le-au asumat. Noi da. Avem obiectivele noastre și le susținem cu toată tăria. Pe Silvia Radu, de ce nu vedeți în niciun caz într-o doi? Nu are forța. Chiar dacă este susținută puternic de Partidul Democrat, nu are forța să facă această trecere lină către un electorat extrem de priceput din Chișinău, care e selectiv și nu-ți dă votul oricum. Recent, domnul Băsescu a chemat la Chișinău când a fost, a chemat liderii mai multor partide pentru a discuta despre înaintarea unui candidat comun, dacă nu greșesc, cam așa a fost chemat. Și nu a venit aproape nimeni, da? L-au ignorat intenționat? Sau cum a calificat? Le-a fost frică. Le-a fost frică că nu au răspuns. Știți cum e? E o chestiune de lașitate în politică. Când spui, vai, ne trebuie un candidat comun, avem nevoie, perspective sigure, și când cineva se oferă să medieze o asemenea discuție și fugi de o întâlnire, arată limitele pe care le-au unii politicieni de Republica Moldova. Ați văzut azi Alianța pentru Centenar a venit cu un îndemn către candidații unioniști ca să rămână măcar un, să rămână doar unul. Din toți da, e un lucru care mi se pare de bun simț, în condițiile în care, repet, bătălia asta nu este o bătălie a orgolilor, este o bătălie politică care decide nu viitorul Chișinăului, decide în mod sigur viitorul Republicii Moldova. Și tonul pe care îl va da Chișinău în mai este definitoriu pentru rezultatul din toamnă. Dacă se va juca prost în această campanie și se vor rata niște oportunități, aici nu discutăm despre cariera politică a unui om sau altul. Discutăm despre perspectiva pe care o pot avea majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, nu doar a Chișinăului. Chișinău a fost un bastion al democrației din 90 până în prezent. Deci, mi-a zis dumneavoastră, tot parlamentarele sunt până la urmă a PUN-ului. Nu, miza este să nu lăsăm ca Chișinău să fie conduși de oameni care nu sunt capabili să câștige alegerile decât prin aranjamente și, în mod clar, primăria nu trebuie să ajungă un bastion roșu, pentru că asta ar însemna un pas de 30 de ani înapoi. Dar ce ar putea face, de exemplu, socialistul Ion Ceban în funcție de primar al municipiului Chișinău, în calitatea sa de membru a formațiunii domnului Dodon, chiar dacă domnul Dodon... Nu mai prostii. Păi acolo, nu o să aducă mausoleul Lenin și o să-l pună în Piața Mare a Națională și nu o să schimbe drapelul Uniunii Europene de primărie pe drapelul roșu. Păi va face ceea ce a făcut la o scară mult mai grotească Usate la Bălți. Va transforma primăria într-o chestie care nu mai are nimic în comun cu o instituție publică. Haideți la parlamentare. Domnul Traian Băsescu va candida la alegerile parlamentare dacă în instanță redobândește cetățenia Republicii Moldova? Asta este o întrebare la care poate răspunde doar domnul președinte Traian Băsescu. Nu vrea domnul Traian Băsescu să răspundă la întrebarea asta până nu se decide clar în instanță și sperăm că poate dumneavoastră să vreți să ne spuneți, poate v-a zis zilele astea că da, dacă te întreabă cineva din presă, spune că da, și voi candida sau nu. Domnul Tomac, dar în opinia dumneavoastră,
Pe ce adresă se va decide dacă domnul Băsescu va avea din nou sau nu va mai avea cetățenii Republicii Moldova? Bun, dumneavoastră nu cunoașteți străzile din municipiul Chișinău. Haideți altă mă întreb. Cine va decide asta? Instanța. Instanța. Sper. Va avea curaj să facă dreptate pentru că e un abuz. Instanța a avut curaj în prima instanță. Prima instanță a avut curaj. Nu. A fugit de responsabilitatea pronunțării unei soluții corecte și a pasat lucrurile mai departe. Credeți că la îndemnul, la sugestia, la ordinul cuiva anume? Cred că există un anumit calcul și pe chestiunea asta. Deși îmi îndrept speranța că există judecători cu un puternic discernământ și suficientă independență interioară să adopte decizii care sunt corecte și în interesul Republicii Moldova. Știți, o treabă de demnitate. Domnule, când un om, cum e președintele Traian Băsescu, având în față toată elita politică europeană care spunea, domnule, nu mai băgați moldoveni pe ușa din spate în Uniunea Europeană, ia decizii de stat prin care se deblochează întregul proces de redobândire a cetățeniei române și oferă o nouă perspectivă pentru aproape 1 milion de cetățenii Republicii Moldova. Și aici nu intru în detalii, dar asta este o realitate pe care o știți și dumneavoastră. Statul Republica Moldova, în semn de recunoștință pentru acest gest, îi acordă cetățenia Republicii Moldova președintelui Igor Dodon dintr-un gest de lașitate de iepuri, din ăla care fuge așa și încearcă să mimeze o bătălie politică, face un abuz și emite un decret prin care cere retragerea cetățenilor. Eu sper ca în instanță lucrurile să se clarifice, pentru că Republica Moldova nu poate avea un politician mai pregătit și mai capabil să îi reprezinte interesele în relația cu multe state din Uniunea Europeană. Domnul Tomac, dar voi politicieni de la București, la guvern, la parlament, când discutați despre domnul Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, în ce termeni și cum vorbiți? Este un politician cu puternice convingeri prorusești care a profitat de nemulțumirea cetățenilor legate de eșecul guvernelor Filat și Leancă, a luat în brațe acest mesaj ușor rebranduit pe care l-a avut până de curând Voronin și încearcă să se facă o unealtă utilă pentru Federația Rusă. Părerea mea este că Dodon a promis foarte multe la Moscova și n-a reușit să livreze nici măcar 1% din cât a promis și asta îi se va întoarce înapoi, pentru că, cum bine cunoașteți, există o expresie, Moscova nu crede în lacrimi. Și un om politic care își asumă multe lucruri și nu este în stare să le pună în aplicare, la un moment dat se decredibilizează și nu mai este luat în seamă. Dar când vorbiți la București și tot pe culoarele alea despre care vorbeam mai sus, despre Vladimir Plahotniuc, cum vorbiți? Plahotniuc este un om de afaceri foarte influent, care a reușit să se impună pe scena politică din Republica Moldova, altfel decât se impun politicienii prin vot și prin credibilitate. El e obișnuit cu aranjamentele și așa a reușit să-și aranjeze lucrurile, încât a obținut și o majoritate care îi ține un guvern în viață la ora actuală. Și din punctul ăsta de vedere, eu nu sunt adeptul unui asemenea comportament în politică, de exemplu. Mie îmi plac lucrurile clare. Bătălii democratice, asumate pe linii democratice, pe obiective politice. Din păcate, într-un stat slab cum este Republica Moldova, este foarte ușor să îți impui o asemenea dominație. Dacă comparăm, dar nu luăm dimensiunile țărilor, Dragnea tot atât de puternic la voi cum e Plahotniuc la noi? Nu, Dragnea a plecat la drum în politică de jos. A fost președinte de Consiliu Județean, a fost ministru, e un om ahtiat după putere,
Deci n-a venit cu elicopterul din business în politic și a zis, ok, e un domeniu pe care o să-l gestionez după regulile pe care le stabilesc eu. Mm-hmm. Când deși sunt foarte apropiați Dragnea cu Plahotniuc, se înțeleg foarte bine. Când ar urma să aibă loc o întrevedere, dacă știți cumva dumneavoastră, pentru că noi la Chișinău nu știm, între domnul Igor Dodon și domnul Klaus Iohannis? Eu sper că niciodată. Oho, de ce? Pentru că Dodon este un politician toxic care a făcut imprudența de a jigni România în termeni neacceptabili. Un politician trebuie să-și măsoare foarte bine pozițiile, mai ales atunci când vorbește despre alt stat. Fie că ești de acord cu el sau nu, când ai haina de șef de stat, nu cobori în zoaie. Ori el a făcut asta și nu cred că președintele Iohannis are de gând să se întâlnească cu un om care a jignit în termeni inacceptabil România. Klaus Iohannis, în ceea ce vedeți dumneavoastră la București, mai ia și al doilea mandat? Nu are contracandidat la ora actuală. Da? Nu are contracandidat, asta este evaluarea mea, dar nici nu a făcut performanțe notabile în mandatele, în mandatul pe care și l-a desfășurat până acum. Vă dau un exemplu minor. A ajuns președinte pentru că milioane de români de peste hotare n-au putut vota și guvernul le-a interzis atunci să înființeze secții suplimentare. Cum a câștigat alegerile, a promis că legislația electorală în materie de acces la vot pentru cei care locuiesc în străinătate se va modifica fundamental. Nici până la ora actuală nu s-a întâmplat nimic. Dat un exemplu concret. Să înțeleg că din partea PMP-ului dumneavoastră veți candida, da? Nu s-a discutat asta. La când îți prezidențiali la București, adică în România? Anul viitor. Domnul Tomac, o întrebare din curiozitate. Tot dumneavoastră când vorbiți despre Republica Moldova, spuneți Republica Moldova, niciodată nu spuneți Moldova. Știți că odată fusese în intenție, nu știu, îmi pare că s-a reușit până la urmă, Republica Cehia urma să-și modifice denumirea în pur și simplu Cehia, fără pur și simplu. Dumneavoastră ați fi de acord ca Republica Moldova să numească pur și simplu Moldova? Eu mi-aș dori foarte mult ca... Eu știu ce v-ați dorit dumneavoastră. Eu știu. România mare. Eu vă întreb. Nu m-ați dat voie să-mi spun gândul până la sfârșit. Mi-aș dori totuși ca la un moment dat clasa politică să ajungă la o anumită maturitate și să înțeleagă că este mult mai ușor să treci povara asta instabilității împreună cu România. Și nu vorbesc de o unire care se întâmple mâine, dar un proces de apropiere mult mai profund este obligatoriu. Nu vă puteți imagina ce ar însemna, de exemplu, o piață comună de muncă. Domnul vorbea despre război civil. Război civil în capul lui. Nu, știți cum e, declarațiile astea spuse cu atâta irresponsabilitate îl duc în zona ridicolului. Există lucruri pe care le pot spune eu, de exemplu, despre anumiți politicieni din Federația Rusă și am primit și replica, am interdicție de a intra în Federația Rusă. Înseamnă că e onoare totuși răspuns. Dar o spun cu argumente. Niciodată nu o să cobor la nivel pentru că cetățenii Federației Ruse nu au nicio vină pentru că au unii conducători care trăiesc așa, sub zodia lui Stalin. E o chestiune diferită. Faptul că aruncă asemenea termene arată a disperare. Igor Dodon este un om complexat. Este un om care nu-și poate depăși condiția. Se simte un om care a ajuns într-o poziție pe care și-a dorit-o foarte mult, fiind ales direct, dar nu are pârghii. Mai mult decât atât, se vede foarte limpede că guvernul actual, majoritatea actuală, sau mai bine spus, Plahotniuc, îl umilește ori de câte ori are chef. Și toate aceste lucruri arată cât de neputincios este și cât de complexat este. Și faptul că și-a găsit o temă în care încearcă să-și înghesuie toată frustrarea, trimițând tot felul de prostii la adresa României,
îl duce într-o zonă ridicolă, care se va întoarce în cap. Drept la parlamentarele din toamna asta, lucrurile s-ar putea schimba astfel încât Dodon să aibă 51 de mandat, dacă nu lucrurile tot așa. Nu cred. Pentru că, iată, declarația de unire simbolice, da? Declarații simbolice, da, care au avut loc în Republica Moldova, pentru formațiunea sa, pe care nu o conduce oficial, domnul Tomac, lui i-a crescut reiticul. Partidului său i-a crescut reiticul. Nu i-a crescut, e același pe care l-avea. Unele sondaje arată aproape de 50. Pe proporțional, doar că acum s-a schimbat sistemul. Haideți să fim cinstiți. Să nu uităm că în Republica Moldova discursul ăsta a dus la un moment dat când, la un rezultat politic pe care l-a obținut Voronin în deceniul, eram zic deceniul trecut, în 2000, când i-a adus peste 60% de mandate în Parlamentul. 71 de mandate în 2001. 2001, da, în martie 2001. Deci, faptul că un asemenea discurs prinde în Republica Moldova nu e o noutate. Societatea este puternic divizată. Lumea este puternic dezrădăcinată. Și vă mai dau un exemplu. Dacă în 89 64% din populația Republicii Moldova se declarau moldoveni, procentul este mult mai mare la ora actuală. Iar faptul că politicienii, în loc să se ocupe de educație, de infrastructură, de sănătate, de problemele care frământă societatea, frământă pe oameni, se ocupă de aceste teme care și-au originea în propaganda sovietică, care a încercat să dezrădăcineze populația de aici, e o chestiune care ține de ticăloșie. Toată ziua să împingi lumea în temele astea, în loc să te ocupi de chestiuni extrem de serioase, arată a lașitate și a profit politic pe o chestiune care, repet, într-o lume civilizată, niște oameni bine educați, nu se joacă în termeni ăștia cu poporul lor. Da, lupta pentru unire zi de zi, cum s-ar numi, în loc să luptăm pentru... E un act de demnitate și de repararea unei nedreptăți. Gândiți-vă că 2 milioane și ceva de actuali cetățeni ai Republicii Moldova, descendenți din cetățeni români, deci cetățeni ai statului român, s-au trezit peste noapte în baza unui ultimatum dat de Stalin, cetățenii ai URSS, fără voia lor. Deși în 1918, în condiții mult mai dificile decât astăzi, când România nu exista, guvernul nu era la București, era la Iași. Totuși, decidenții politici de la Chișinău, formați toți în Rusia țaristă, în cea mai mare parte, au avut de luat o opțiune. Se lipesc de un stat șubret, cum era România atunci, sau intră într-o eră în care, pe care nu o pot gestiona. Și totuși au luat această decizie. Iar ruptura s-a produs în baza unui ultimatum și unui aranjament făcut între Hitler și Stalin. E o chestiune de demnitate să le explici oamenilor de ce insistăm pe această temă. Ea nu se va întâmpla sau mâine, dar eu sunt convins că se va produce această apropiere, pentru că este naturală, este firească. Noi doi vom fi în viață. Sunt convins. Dar dumneavoastră, până la urmă, să înțelegeți de ce în partea asta a Europei stânga tot timpul a fost mai puternică decât dreapta? Chiar și România. E simplu de tot. În România, Partidul Comunist Român, peste noapte și-a schimbat sigla din PCR în PSD. Și au moștenit toată infrastructura partidului, care s-a format cu pușca în mână după război. Iar în Republica Moldova situația este similară. Domnul Tomac, vedem care o să fie rezultatele alegerilor parlamentare. La Chișinău deja se vorbește despre faptul cine cu cine nu o să facă în ruptul capului alianță. Domnul Năstase și domnul Maia Sandu au zis să duie foarte multe ori și o repetă zi de zi cu orice ocazie că nu vor face alianță cu Partidul Democrat după parlamentarele din anul ăsta. E corectă abordarea domnilor lor din punct de vedere politic, de a spune din start, oamenii buni, noi vom face asta. Iar asta nu vom face în ruptul capului. Cu Dodon e clar cum noi fac alianță. Da, și eu la fel cred că noi vom face o
alianță. Noi, când spun noi, mă refer la partidul pe care îl susținem. Uh-huh. Partidul Unității Naționale. Vom face o majoritate cu partidele declarate pro-europene, respectiv. PD-ul este partid pro-european declarat. Repet, noi, după alegerile parlamentare, vom face o majoritate cu... Asta este linia politică pe care președinte Traian Băsescu a trasat-o foarte clar. Din punctul ăsta de vedere, nu există dubiu. Cu cine, că n-am înțeles? Cu partidele declarate pro-europene, partidul doamnei Sandu, PAS și a domnului Năstase sau ce alte partide vor mai intra în Parlament de pe șichierul de dreapta. Noi fim partid de dreapta. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Deci nu-și cu PD-ul? Nu intră, absolut. Nu intră în calculul nostru. Și vă mai spun ceva. În Republica Moldova, separarea asta este foarte clară și lucrurile au avut răsturnări spectaculoase de situație. Și este bine să se desfășoare lucrurile în viața politică în direcția asta. După alegeri, a doua zi, trebuie să existe o majoritate care să poată accelera pe calea reformelor și pe calea apropierii de România. Asta va fi condiția pe care PUN-ul o va pune în mod clar, tocmai pentru că și o guvernare credibilă, cu un suport real din partea cetățenilor, nu un suport, repet, creat în subteranele politicii. De asta suferă Republica Moldova la ora actuală. De lipsă de credibilitate în procesul de apropiere. Dar noi când spunem celor la Comisia de la Veniție că nu vă supărați, dar cu declarațiile voastre, noi rămânem acum cu sistemul mixt. Noi consolidăm relația cu Uniunea Europeană sau din contră? Și apropo, iată, voi sunteți o țară mult mai mare, da? București își permite așa în mod oficial să spună partenerilor de dezvoltare, deși acolo mi-e complicat, voi sunteți partea Uniunii Europene, că nu vrem. Noi vrem legea asta să fie votată așa cum vrem noi. Iată, recent au fost niște proteste masive în București din cauza unor legi pe care PSD-ul, domnul Dragnea, și ordonanță pentru a salva pe Dragnea. Așa. Pentru un singur și americanii au zis că v-au arătat din dege, dacă nu greșesc, nu? Nu numai americanii, și Comisia Europeană a fost extrem de critică. Și ați renunțat sau nu? Da, s-a renunțat imediat. Și nu știu de ce nu renunțat. Nu știu, sunt mai puternici decât... Păi da, pentru că în Republica Moldova se întâmplă exact ce se întâmpla în anii 90 în România. Doamne, anii 90, noi suntem în 2018. Ce se întâmpla în anii 90 din punct de vedere politic. Știți cum spuneau cei din PSD, pentru că acolo exista o rezistență foarte puternică legată de procesul de apropiere de UE. Spunea, domnule, zicem ca ei, dar facem ca noi. Cam asta se întâmplă acum la Chișinău. Mm-hmm. Eu mai am două întrebări, domnule Toma, că înainte de finalul emisiunii. Dumneavoastră ați lucrat în departamentul României pentru tineri, da? Da. Și ați finanțat la foarte, 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 foarte la greu, ați finanțat multe instituții mass media din Moldova. Foarte multe. Așa. De vreodată a fost vreun control unde au mers banii aia? Da. Și? Spune că fostul premier Victor Ponta atât de supărat a fost pe mine pentru că am reușit la alegerile parlamentare din 2012 să obțin un procent de 83%, încât mi-a comandat vreo 10 controle și toate proiectele pe care instituția pe care am condus-o eu le-a susținut peste hotare, nu numai în Republica Moldova, și în multe alte colțuri ale lumii, au fost verificate inclusiv de instanță, inclusiv de Direcția Națională Anticorupție, de către Parchetul General. N-am făcut un caz din asta pentru că cred că un om politic responsabil atunci când se confruntă cu asemenea chestiune trebuie să o trateze cu demnitate. Dacă din rațiuni ce țin de proceduri de implementare aș fi fost tras la răspundere, înțelegeam că acolo e capătul meu de drum politic, dar am crezut întotdeauna în corectitudinea faptelor pe care le-am implementat. Eu nu pun la întoială ce s-a făcut. Nu, dar mi-am spus dacă s-au verificat. Și vă spun că au fost verificate de mai multe instituții ale statului și sunt mulțumit că am închis lucrurile pe plus
în cel mai nu. Sublim mod. Eu sunt sigur că acolo la București tot a fost legal și semnăturile au fost ok și actele au fost în regulă. Eu mă refer dacă dumneavoastră vreodată v-ați întrebat sau ați aflat sau ați cercetat dacă banii deja au ajuns la Chișinău, au mers acolo unde voi ați pus semnătura, pentru ce ați pus semnătura. Absolut. Întotdeauna. Foarte frumos. Întotdeauna și am această convingere și vă dau un exemplu concret. Radio Chișinău. Este o instituție pe care noi am decis să o susținem să se creeze și ea funcționează și la ora actuală. Aici sunt de acord. Și o ultimă întrebare. De ce voi la București protestați ori de câte ori ceva vă ne mulțumește la greu? Și nu vine Băsescu cu Ludovic și cu alți politicieni, urmă, da? Și nu mai aduc oamenii cu autobuzele, microbuzele, taxiurile. Oamenii ies singer și strigă jos sau nu vrem asta, sau vrem asta. Dar la noi nu. Cred că cetățenii Republicii Moldova au obosit foarte mult. După 1991 au existat atâtea ocazii în care lumea și-a investit toată încrederea. Faptul că aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au ales să plece oriunde, numai să nu stea aici, să-și construiască un viitor, arată cât de mare este ruptura între decidenți și cetățenii care zi de zi încearcă să-și construiască un viitor pentru copiii lor. Eu vă mărturisesc că am 2 copii care sunt bucureșteni, deși și eu și soția mea suntem basarabeni. Soția mea este din Căușeni. Dar nu pot imagina dacă eu, rămânând în Republica Moldova, la Chișinău, le-aș fi putut oferi o perspectivă pe care le pot oferi acum în România. Deci este foarte greu să fii părinte în Republica Moldova și să te gândești ce viitor va avea copilul tău aici. De asta, dacă vreți, pentru mine e o datorie morală să fac tot ce îmi stă în putință ca un politic, să împing lucrurile înainte. Și cred că singura soluție realistă pentru a ieși din acest blocaj este o apropiere cât mai mare de România. Că se va numi unire mâine, că se va numi... Ea trebuie să se producă. Iar revenind la documentul pe care noi l-am adoptat, repet, în unanimitate, toate partidele politice românești din Parlamentul României, acel document pune temelia unei abordări pe care o va avea statul român în relația cu Republica Moldova de acum încolo. Niciun guvern la București nu se va mai putea constitui fără să aibă în componența sa un minister pentru relația cu Republica Moldova. Și ăsta este un salt uriaș, pentru că asta înseamnă bani mulți de la Guvernul României care trebuie să vină pe proiecte de infrastructură, de sănătate, de asistență socială, proiecte de susținere a mediului de afaceri și așa mai departe, pe care statul român îi va investi aici, în Republica Moldova, pentru bunăstarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Domnule Tomache, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în campaniile electorale care vin aici și la București și sper și aproape sunt sigur că ne mai revedem în studioul ăsta. Și eu vă mulțumesc și revin ori de câte ori mă invitați cu multă plăcere. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Importanță. Trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.